74% dintre cei care au un animal spun că viața și sănătatea s-a îmbunătățit de când au un prieten necuvântător. Ce schimbă un animal exact, îți spune Radu Leca, psihoterapeut. Dragostea este nelimitată. Restartul psihoemoțional se realizează foarte ușor. Ce oferă animalele? Dragoste. De care? Nelimitată. Când? Oricând. Cum? Oricum. Copiii cu autism și cu ADHD se recuperează mai repede în prezența unui câine? Da. Și în prezența unei pisici? Parțial, dacă este super liniștită și nu zgârie și nu mușcă. Persoanele cu anxietate de tip social se recuperează mai repede în prezența unui câine? Da. De ce? Fiindcă sunt obligați să-l scoată, să-l poarte, să-l plimbe și atunci vor intra în contact și cu alți oameni, nu doar cu alte animale. Persoanele cu depresie, diagnosticate cu depresie, inclusiv persoanele care se află pe tratament și se află într-un episod de depresie majoră, pot fi ajutate în mod direct și clar de animale de companie? Da. Câini. De care? Golden Retriever. Vezi? Avem de a face cu o paletă extrem de generoasă, mai ales pentru bolnavi.